Miriam, ai putea să vii puțin să vorbim? Ai treabă? Imediat, Ioel. Stai să vorbesc cu Amos, să ducă lemnele la dărac. Te aștept, stai liniștită. Amos, ia de casă unchiul Anania? Da, stăpână, chiar de la Ivin acum, așteaptă să-i duc lemnele la dărăcit. E numai bine așa. Du-te la orpa să-ți dea lemnele și poate și aduci, că am nevoie de ea. Da, stăpână, vin numai decât. Gata, Ioel, am rezolvat. Mă temeam că nu mai găsește pe unchiul Anania. Știi că pleacă mai mereu la Băriat în Gherghesa. Își face casă. Știu. Ioel, te văd frământat. Nici nu te-ai atins de mâncarea azi dimineață. Adevărat, Miriam. Sunt foarte îngrijorat din pricina băieților. Și eu sunt frământată. Aseară nici nu știu. La ce oră s-a întors acasă Nathanael? Târziu. Tu ai adormit, erai obosită. Pe mine nu m-a mai luat somnul. Dar cum a venit? Când? Cum vine de peste o lună, la a doua cântare a cocoșilor. Băiatul nostru în care ne pusesem atâtea nădejdi. Știi, Miriam, când am văzut privirea aceea tulbure, am simțit toată deznădejdea din sufletul lui. Fiul nostru nu mai este liber, s-a făcut rob de bunăvoie. Știu că este nefericit, deși se laudă că abia acum a găsit fericirea. Nici nu știe ce spune, încearcă să se amăgească. Dar ce să facem? Cum să salvăm? N-avem ce face. Băiatul nostru este orb, mai orb decât băiatul lui Mareșa, care este așa din naștere. Ioel, eu nu știu cum ne-am ajuns așa. Îmi este greu să înțeleg. Băieții noștri pe care am crescut cu așa de mare drag. Miriam, răul nu poate fi explicat, doar putem vedea efectele. Cel mult putem intui anumite lucruri. Mi-a spus Deborah că l-a văzut pe Nathanael împreună cu băieții lui Nimra și doar știi câte necazuri le fac părinților. Știu, de asta toamna de când a început prietenia cu ei, m-am temut de influența lor rea. Dar ce mă doare cel mai tare este că nici băiatul nostru cel mare nu ne ajută deloc. Parcă nici nu-i pasă când vrede că fărată să o arunecă din ce în ce mai jos. E adevărat că își vede de treabă, dar nici el nu este în apele lui. Parcă nici în ochi nu vrea să mă mai privească. Ascunde el ceva. Așa e, Miriam, și în loc să-l influențeze în bine, parcă îl împinge tot mai tare în prăpastie. Acum două seri i-am surprins și din îndosul magaziei de vară. Nu le-a picat deloc bine când m-a văzut. Ce or fi vorbit, nu știu. Știe el? Mă gândesc să vorbim astă seară cu ei. Poate își dau seama de calea pe care o apucă. Ce zici? Pregătești ceva bun și anunțăm din timp. Să nu ne trezim că iar pleacă de acasă. Bine zici. O să le spun când îi văd. De fapt, îi caut chiar acum. După ce spune el, ia uite, vine bătrânul. Ai venit târziu aseară, tot cu al Nimra ai fost. Da, ne-am zis grozav, să băieți de gașcă. Niciodată nu te plictisești cu ei. M-a întrebat de ce nu vii și tu. Și când te-ai întors? Dar crezi că știu? Am stat până am cheltuit ultimul ban. Și seara vrem să mergem din nou. Crezi că mai poți vine vreun el din turmă? O să încerc, dar mi-e frică să nu afle bătrânul. De-abia am reușit să iau 2000 și să-i aduc la Elu Mahla. Dacă află, s-a terminat cu încrederea mine. Am auzit că ăștia fost în turmele cocoluri. Chiar aseară în cârciumă s-a apucat unul strâncănească. O să încerc să-i duc la alții, dar eu zic să nu mă bagi în bucluc. Du-te mai bine și cere-i parte de moștenire bătrânului. Și crezi că o să vrea? Știi bine că avea după moartea lui, avem dreptul la parte de moștenire. Auzi, dacă faci scandal, știi bine că nu-ți poate ține piept. Știi bine că el iubește pacea. Fă ce spun, du-te mai bine și cere banii care ți se cuvin. Și fii liniștit, că nu sărăcește, are destui. Auzi, știu eu ce să zic, frate. O să crezi că sunt laș, dar atunci când sunt cu prietenii, am așa un curaj de pot să-i spun orice bătrânului. Dar așa când sunt prin preajma lor, mă apuc o rușine față de el. Față de mama. Prostii! Mi-e drept să spună că nu mi-e milă deloc de ei. Tu și am vorbit acum două seri în spatele magaziei? Nu ziceai tu că te simți ca la închisoare în casa asta? Și că vrei să pleci cât mai repede în străinătate. Să fii mai liber ca păsările cerului. Și apoi vezi că nici mama nu mai ține cu noi. Doar pe bătrân îl ascultă. Ziceam, dar vezi, nu e chiar așa de ușor. Și apoi, ai lumea sunt toți trei frați. Săraci, lipiți pământului. Doar la banii mei se așteaptă. Apoi lasă că o să fie destui. Și ce zic?
Zii că vrei să pleci cât mai repede în străinătate și forțează să vină din pământuri. Și așa nimeni din toată cetatea nu mai arată de pogoane ca noi. Mi s-a acricat de mereacre de atâta muncă. E adevărat că avem mult pământ, dar și slujitori și sunt destui. Și știi bine că tata nu ne-a forțat niciodată să muncim ca lui Enan. Bag de seamă că te-a apucat mila de ticuțu. Ia să nu mai cer niciun ban pentru seară. Descurcă-te! Eu îmi pun pierea la saramură și tu începi să-mi ții predici despre bunătatea lui tata? Ei, hai, nu te supăra, frate. Auzi, n-ai vrea să vii tu cu noi în cârciumă? Ai lui Nimra sunt toți săi frați, ce zici? Știi bine că mie nu-mi place zgomotul, aventura. Eu prefer să mă plimb pe câmp decât să intru într-o cârciumă. Așa sunt eu, mai posac, mai singuratic. Apoi tu, frate meu, ai toate șansele de fi bogat. Harnic ești, te cheltui, nu-ți place? Ce să mai e? Ia te uită, vine bătrânul, ce o mai vrea? Sper să nu ne fie auzit ce-am vorbit. Shalom, băieți. Shalom, tata. Băieți, uite la ce m-am gândit mama și cu mine. Diseară am vrea să avem o masă de părtășie. De mult timp nu am mai stat la masă împreună. Ce ziceți? Vă mai gândiți, însă nu uitați. Mama și cu mine dorim mult să fim împreună diseară. Mama deja s-a apucat de pregătit bucate gustoase, din acelea de care vă plac vouă. Vă aștept, dragii mei. Acum ce să mai fac? Alinimea mă așteaptă în cârciuma din Capernaum. Știi ce zic? Acum e momentul perfect să-ți spui despre planurile tale. Eu zic să nu ratezi ocazia, mai ales că ți-a venit ca pe tavă. Și crezi că o să-mi dea parte de moștenire? Tu chiar nu mă crezi? Nu sunt eu fratele tău mai mare? Încearcă și o să vezi că ai să reușești. Gândește-te că doar un pas te desparte de libertate. Știi ce zic? Hai mai bine să ne vedem amândoi de treabă. Eu dau o fugă până la câmp, iar tu du-te și anunță-ți prietenii că nu poți veni de seară. Bine că nu mai ai nevoie de miei. Ioel, crezi că o să vină? Știu, draga mea. Iar acum știu eu mai frumos. Mi-a spus că pregătești bucatele lor preferate. Și ce au spus? Nimic. Știi bine că s-au unit în răzvrătire. Stăpâne, fie domniei voastre mi-au spus că vă întârzia puțin. Nu-i nimic, Amos. Bine că vin. Îi așteptăm. Stăpâne, mai e nevoie de apă proaspătă? Bine că m-ai întrebat, Amos. Poftim. Adu un ulcior de la izvorul din deal. Grăbește-te să fie rece pentru băieți. Da, stăpână, vin numai decât. Oh, bine că vin. Eu, parcă niciodată n-am fost mai frământată ca acum. Nu știu, dar simt o mare neliniște în suflet. Iar tu știi că întotdeauna mi se adeverește. Miriam, nu te mai trecești tu cu firea. Ai încredere în Jehova. Știi bine că fiii noștri nu sunt mai noștri. Parcă mai așteptam pe întâiul nostru născut. Trecuseră 7 ani de când ne lasem și încă nu aveam niciun copil. Iar eu eram așa de tristă. Toate prietenele mele se lăudau cu odrazlele lor. Iar când Domnul și-a amintit și de tristețea noastră și ne-a dăruit pe întâiul nostru fiu, îmi amintesc că am fost în culmea fericirii. De aceea i-a pus numele Elișama, căci Domnul ne-a auzit rugămințile. Iar când după încă 7 ani am primit pe Natanael, îmi amintesc că mi-ai spus, Miriam, acest fiu este un dar de la Dumnezeu, să-i punem numele Natanael. Îmi amintesc, toate sunt așa de vii în minte, parcă mai ieri s-au întâmplat. Nu-i nimic, băieți. Hai, luați loc. Mamă, hai să-i servim pe băieți. Băieți, mă bucur așa de mult că ne aflăm în fața acestei mese așa de belșugate. Mai vreți supă de linte roșie? Eu vreau. Dragii mei, înainte de a ne bucura de aceste bucate așa de gustoase, se cuvine să lăudăm pe Dumnezeu Dătătorul la toate. Lăudați pe Domnul căci este bun, căci în veac ține îndurarea sa. Ferice de cei fără prihană în calea lor, care umblă întotdeauna după legea Domnului. Să vină dar peste noi îndurările tale, ca să trăim, căci legea ta este desfătarea mea. Dragii mei, știu că ați fost ocupați, uneori grăbiți, dar este așa de dor să mai vorbim cu voi. Mulțumim, Amos. Ai venit repede. M-am grăbit. Băieți, mi-aduc aminte de timpul în care mergeam în livada cu cireș și ridicam altar Domnului
și în timp ce fumul jerfei se ridica spre prea înalt, ne uneam mâinile și sufletele, promițând Domnului să-L ascultăm pentru totdeauna. Iar când ne întorceam spre casă, eram așa de fericiți, de parcă zburam. Tată, aș vrea să nu fiu sincer cu tine, exact așa cum ai învățat de mic, mie. Nu-mi place să fie restrânsă la libertatea în niciun fel. Vreau să fiu liber. Dar vezi, fiule, Domnul nu ne învață așa. Putem fi liberi cu adevărat doar dacă ascultăm de Atotputernicul. Altfel, suntem robi ai păcatului. Gândește-te la împotrivitorul Iehova. Și el a vrut să fie liber, să nu mai asculte de Atotputernicul. Și știi bine cum a ajuns. Tată, nu vreau să mai lungim vorba. Cred că ai văzut că în ultima vreme am evitat să mai mâncăm împreună, să mâncăm, să citim din Tora. Toate acestea mi se pare niște poveri greu de suportat. Simt că mă sufoc în casa asta. Vreau să fiu liber. Fiule, dar cu ce se arestă în noi libertatea? Știți bine că noi vă iubim așa de mult și nu am vrea să suferiți în vreun fel. Tocmai asta e. Chiar și dragostea voastră o simt ca pe o îngrădire a libertății mele. Sunt tânăr și nu vreau să-mi înmormântez libertatea ascultând de reguli și legi. Nu înțeleg cum poate fi legea Domnului desfătarea mea. Fiule, odată vei înțelege. Uite la ce m-am gândit. Ca să nu mai fie supărat nici pentru mine și nici pentru voi, eu zic să-mi dai parte de avere ce mi se cuvine și îți promit că voi pleca în străinătate cât de repede voi putea și nu te voi mai supăra cu nimica. Fiule, dar cum poți vorbi așa cu tatăl tău? Și apoi, noi încă nici n-am închis ochii. Să nu mai zic că tatăl tău este încă plin de vlagă. Natanaele, fiule, ce spui tu? Nici că s-a mai auzit în satul nostru sau în toate împrejurimile Capernaumului. Nu s-o fi auzit, dar toate au un început. Fiule, sunt uluită de cele ce aud. Miliam, riniștește-te. Natanael, ăsta este ultimul tău cuvânt? Da, asta vreau. Partea de avere ce mi se cuvine. Și îți promit că nu-ți voi mai călca niciodată pragul stăpânului cu ceva. Fiule, cât de puțin mă cunoști. Și tu, Elișama, întâi ne-au născut. Tu ce zici? Bag de seama că nu ai spus nici cuvânt de când ai trecut pragul casei. Eu ce să zic? Eu nu mă bag. Eu respect libertatea altuia. Înțeleg, fiule, înțeleg mai mult decât îți închipui. Natanael, vreau să-ți împlinesc dorința sufletului. Doar nu te gândești să... Miriam, ai încredere în mine. Fiule, dă răgați 3 zile și te voi chema cât pot eu de repede. Aștept să mă chemi și sper să nu te răscândești cam și planurile mele. Ioel, cum ai putut să-i promiți așa ceva? Cum? Miriam, tu zici că noi nu suntem singuri. Și apoi tu crezi că forțându-l, îl vom convinge că noi și cel preanalt îl iubim. Draga mea, doar în dragoste poți găsi adevărata libertate. Ioel, știu că e dreptate, numai că el e un tânăr fără experiența vieții. O să se arăgă praful de muncă pe care i-am dat-o, de partea de avere pe care dorești să-i o dai. E adevărat că e fără experiența vieții, dar e destul de mare pentru a-și asuma tot ceea ce face și să răspundă de consecințele propriilor alegeri. Știu, Ioel, dar... Nu. Dar l-ai auzit ce a zis? Dăm partea de avere care mi se cuvine și promit că niciodată nu o să se mai calc pragul supărându-te cu ceva. Băiatul nostru, dragul nostru băiat, cum a putut să spun așa ceva? Miriam, cum vorbeam? El este orb, acum nu vede, dar într-o zi se vor deschide ochii. Hai să mergem la treburile noastre și te rog, nu te lăsa doborâtă. Eu merg la negustorul Gheter să văd ce pot face. Du-te, dar, și cel de sus să-l apere de rău. Știai că Fimiș face casă? Ce veste minunată și eu îmi voi deschide o pescărie în curând. Shalom, băieți! Shalom, Ietur! Ați auzit ce a pățit vecinul nostru, Ioel? Ce? Eu am fost plecat până la Gherghesa, la Fimiș face casă. Și eu am fost la pescuit de o lună și jumătate. Am muncit pe brânș cu vărul și cumnatul meu la Marea Galilee. De-abia azi ne-am întors. Păi, nici nu știu cum să încep. Știți bine că băiatul cel mic al lui Ioel, de o bună bucată de vreme, se hăitase cu dealul Nimra, băieți călăși și pușperele. Am auzit de ei. În loc să-și vadă de treabă, își pierde mea cârciuma din Capernaum. Taică-s-o om cum se cade tare necăjit din pricina lor. Și ce s-a întâmplat cu el? Eu chiar sunt rudă cu el. Păi Natanael, băiatul cel mic, i-a cerut lui taică-s-o partea de avere și a plecat într-o țară depărtată. Cum să-i ceară partea de avere? Așa ceva nu s-a mai pomenit.
Și i-a dat-o? Închipuiți-vă că da. A vândut în grabă negustorului Heber 4 bucăți de pământ din cel mai bun și o fâșie de pădure de la capătul satului. Și cu tot ce mai avea pe casă, ia toată partea de moștenire. Eu n-aș fi făcut așa ceva. Auzi, parte de moștenire. Să pună mâna să muncească. Uite, fiul își face casă cu banii lui. Rău a făcut eu el și apoi gândește-te, Etur, ce vor spune bătrânii cetății și ce vor face tinerii de acum înainte? Nimic nu-i va opri să nu-și ceară și ei partea de moștenire înainte de moartea părinților. Așa e. Eu nu cred că tot necazul ăsta o să treacă în observat. Așa m-am gândit și eu, Anania. Dar vedeți, după ce am vorbit cu el, n-am mai gândit la fel. Dar ce ți-a spus? Ce? Am vorbit chiar alaltăieri cu el. Era la poartă, sărmanul. Știi, vecine, mi-a spus el. Pierderea averii nu se compară cu durerea despărțirii de fiul meu. Și a început să plângă. Dacă îl mai vedeți, nici nu o să-l mai recunoașteți. Am bătrânit în câteva săptămâni, cât în 10 ani. E, nu mai spune Miriam, e bolnavă de supărare, săraca. Apoi, nici nu știi ce să mai zici. De ce o fi plecat băiatul de acasă? Că de bine în mine pleacă. Auzi, Elenia, eu îi cunosc mai bine decât toți, doar sunt gard în gard cu ei. Și pot să spun că vecin mai cum se cade ca el, nici că s-a mai pomenit. De când erau copiii mici, el mergea peste tot cu ei. Îi purta în spate, se juca cu ei, i-a învățat pe rând să citească și să scrie. Dar ce mândru mai era de ei! Uneori mă mai și necăjeam că prea mult se lăuda cu ei. Cei drept erau băieți frumoși și deștepți. Și totul până când a venit necazul ăsta peste ei. Apoi nimeni nu știe necazul omului, de aia e bine să nu judecăm pe nimeni. Auzi, e torta de negustorie, cine se mai ocupă? Băiatul cel mare, Elișama. El stă mai mult pe acasă, dar am uitat să vă spun ce este mai însemnat decât toate. Ce? Ce-ai mai putea să ne spui? Ei bine, de la o vreme am observat că vecinul meu iese mai mereu la poartă. Deschide încuietoarea, iese în mijlocul drumului, stă ceasuri întregi cu mâna streașină la frunte. La început m-am și întrebat, ce să caute el în mijlocul drumului? Doar are destui slujitor să-i împlinească vrerea. Și? Și ce ai văzut? După vreme am înțeles. Vecinul meu își așteaptă fiul. De fapt, chiar el mi-a spus. Vecine, mă își aștept. Mi-e teamă că nu cumva să pierd ocazia de a-mi vedea fiul venind acasă. Sunt sigur că va veni. Inima îmi spune asta în fiecare zi. Poate chiar azi va sosi și pentru clipa asta trăiesc. E uimitor ce ne spui! Chiar mă pune pe gânduri, mă gândesc dacă aș putea să fac și eu la fel, doar am și eu 5 copii. Acum înțelegeți de ce iubesc și mai mult pe vecinul meu? Și odată nu l-am auzit să spună vreun cuvânt rău despre fiul său. Ce-i drept, el a fost dintotdeauna un om al lui Dumnezeu. Și de acolo are la așa o putere că altfel nu se explică. Stau obositor. Eu simt că nu mai pot face nici chiar un pas. Să facem un popas, să ne oprim la un hal. Uite, se vede unul chiar aici în fața noastră. De unde sunteți și ce doriți? Am vrea un loc de găzduire și o masă bună. S-a făcut. De fel, de unde sunteți? Nu păreți de pe aici. Adevărat, venim de departe, din ținutul Israelului. Înțeleg. Sunteți în trecere cu negustoria. Să zicem. La noi, în Siria, popsesc mulți negustori. Aș să se vă acomod. Aduc numai decât bucate. Știu că voi nu mâncați. A, mâncăm de toate, suntem frumos ca lupii. S-a făcut șefule, doriți și de băut? Se înțelege. Știi, Ahira, dacă o ținem în ritmul ăsta nu ne ajung banii nici chiar 2 săptămâni. Mi se pare că la Damasc am cheltuit cel mai mult. Eh, petreceri, muzică, restaurante de lux, costă. Eu am cheltuit, că voi n-ați avut nicio lețcaie. Așa mergeți voi în călătorie? Trebuia să mă gândesc mai bine că m-am însoțit cu voi. Noi ți-am spus că n-avem bani, dar tu n-ai convins să te însoțim. Bine că n-a venit fratii mei, ol mare, deștept băiat. Dar fi cinstit, Nataneele, tu n-ai cheltuit numai cu noi. Numai câte pungi ai lăsat femeile acelea din Damasc, că și ea s-a mirat. N-au fost banii tăi. E adevărat, și știi bine că asta ne-au prădat și hoții. Numai tu ești de vină că te-ai împrietenit cu individul ăla dubios. Și când a plecat, ne-am dat seama că punga acum nu mai era. Înțeleg că aveți probleme cu banii. Și unde vor păda hoții? În Antiohia Siriei, chiar când am coborât de pe corabie. Dacă nu vei cu supărare, acum ați cu și să plătiți masa. Cred că avem ea cauza abitale punga. Căutați! Nu știu unde sunt banii, erau chiar aici, în traistă. Mai căutați-mă!
pare că vă nu sunteți oameni serioși. Trebuia să-mi dau seama de la început și mai păcălesc lumea, dându-vă drept negustor ce știți. Domnule, dar chiar nu suntem derbedei. E onoarea mea că sunt om cinstit. Dar chiar nu știu ce s-a întâmplat cu banii. Îi aveam, crede-mă. Pe onoarea ta, ieșiți numai decât afară. Și fiți mulțumiți că nu vă dau pe mâna jandarmilor. Ia o zaie nerușinare, ne-au prădat hoții. Derbedei s-a dea. Să ne adăpostim sub piciorul podului pe care am trecut. Până să face zi și apoi vom vedea noi ce facem. Să vedem dacă mai nimerim drumul. E așa de întuneric. Și știi, pe că se tot mișcă în retat tâlhar de drumul mare. Și a început și vântul să bată. Eu zic să ștergem. Și așa nu mai are niciun ban. E vai de capul lui. Shalom, Ioel. Vecine, aș vrea să te rog ceva. Nici nu știu cum să spun, să nu greșesc cumva. Vorbește bine, știi bine. După. Știu, dar nu știu dacă e potrivit să... Totuși mi-aș dori atât de mult să nu mă refuzi. Vecine, am o mare bucurie în suflet și aș vrea să invit câțiva dintre bunii mei prieteni. Ne bucurăm împreună. A, nu, Ioel, e altceva. Totuși n-aș vrea să vă spun până nu ne vom vedea cu toții. Sărbătoarea. Păi chiar în seara aceasta. Știi, Ioel, inima îmi spune că o să-ți facă bine bucuria mea. Și te rog să o invit și pe Miriam. Milka o să se bucure mult. Uite, Heber, încerc să vin și sper să o convinc și pe Miriam să mă însoțească. Știi, de mult timp nu am ajut undeva, nici ea, nici eu. Știu, Ioel, tocmai de aceea am ezitat să te invit. Totuși, mă bucur așa de mult că ai acceptat. Atunci, te aștept când soarele va coborî după culmile dealurilor. Acum mă duc să mai invit câțiva dintre bunii mei prieteni. Astea merg. Miriam, vreau să spun ceva. Da, El, spune. Așa este puțin. Miriam, vecinul nostru Heber ne-a vorbit chiar acum. Te-am văzut. Da. Și ce ți-a spus? Are o sărbătoare la el acasă și ne-a invitat și pe noi. Ce zici? Ioel, tu crezi că eu mai am inima de altă dată când mă putem bucura împreună cu vecinii și prietenii mei? Știu, Miriam, la fel sunt și eu. Dar vezi, Heber a insistat mult să mergem și nu l-am putut refuza. Și mai e ceva. Cuvintele lui chiar m-a pus pe gânduri. Dar ce ți-a spus? M-a privit în ochi cu atâta duioșie și mi-a zis... Știi, Ioel, inima îmi spune că o să-ți facă bine bucuria mea. Apoi s-a dus să invite și pe alți prieteni de-ai lui. Mai mult n-a spus. Știu eu ce să mai zic. Hebe, Miriam, eu zic să mergem. Hai mai bine să-i pregătim un dar. Poate un ștergar țesut din borangic. Sau poate un vas din ceramică, din cele cumpărate de la negustorii persani. Și niște miere de albine pe care am scos-o săptămâna trecută. Știi bine că Heber nu are stupi. El este păstor. Hai să ne grăbim. Uite, soarele coboară după culmile dealurilor. Să nu întârziem. Dragii mei, fiți bineveniți! Mulțumesc! Poate vă întrebați de ce v-am chemat în așa mare grabă la mine acasă? Chiar așa e ziua a treia săptămânii. Ei bine, știți că de o bună bucată de vreme mă ocup cu creșterea oilor.
Ce-i drept, nu am fost întotdeauna păstor. Iar când baciul la miel mi-a vorbit prima oară despre oi, mi se părea ciudat, am zis că așa ceva nu este pentru mine. Și cum de te-ai schimbat? Nici eu nu știu cum. Tot stând în preajma lor, am ajuns să le iubesc, să le înțeleg raiul chiar. Zilele trecute stăteam cu oile pe câmpia Magdalei. Soarele de amiază arunca încă văpăi, iar oile se îmbulzeau una într-alta căutând umbra. E, cum fac oile? Întocmai. Și deodată, dinspre Marea Galilei, s-au năpustit pe cer nori mari și fioroși. Cerul s-a întunecat de parcă vremea seara și totul în câteva clipe. Picături uriașe de ploaie au început să izvească tot ce se găsea în cale. Și eu mi-amintesc de ziua aceea. Eram chiar la cules de smochine. Abia am ajuns acasă. Te cred. Ei bine, oile, cum sunt mai sperioase, au început să alerge buimace încoace și încolo. Degeaba am încercat să le strig încercând să le adun. A fost destul ca una, mai năzdrăvană, să o ia spre stâncile din deal, că toate s-au luat după ea. Și? Ploaia cădea în rafale, iar eu nu vedeam nici la doi pași. Când în sfârșit am reușit să le adun, era spre seară. Le-am mânat ușurel spre oconul de lângă livadă. Nu le-am silit prea tare, pentru că erau cu blana udă și încă speriate. Bine că am lăsat miei acasă în țarc. Și ce ai făcut? Când fiecare dintre ele trecea prin strungă, le mângâiam blana, iar ele mă priveau blând, behăind ușor. Când ultima dintre oi a intrat în țarc, mi-am dat seama că Merinos, una dintre cele mai năzdrăvane oi, lipsea. Am chemat în grabă pe unul dintre băieți și am zis: închide poarta ocolului, eu mă duc să-mi caut oița. Și dus am fost. Era deja noapte. Umbra serii cuprinsese totul, dar nu se întunecase de tot. Să nu mă întrebați cum am alergat. Din clipa în care a văzut că Merinos lipsește, parcă am căpătat noi forțe. Îmi amintesc că iarba era încă udă și de două ori era cât pe aici și salunec. Și erai singur, n-ai chemat ajutoare? Nu m-am mai gândit la lucrul acesta. Din clipa când am ajuns pe coastele unde mi s-au răzlețit oile și am început să-mi strig oița. Strigam și așteptam, doar susurul pârului îmi răspundea învolburat. Chiar săptămâna aceasta s-a zvonit că în satele dinspre Magdala câțiva lupi au încercat să fure oi de prin ocoluri. Știu, și eu știu lucrul acesta, iar inima mi se strângea ori de câte ori mă gândeam la Merinos. Și cum ați mers prin noapte? Umbra serii ne învăluia, iar sufletul îmi cânta la fiecare pas. De mult n-am mai trăit clipe așa de fericite. Cred că deja se făcuse noapte. Însă e de mirare ca după așa furtună să apară luna și stelele. Totuși, minunea s-a întâmplat. Am ajuns pe coastele unde mi se răzlețiseră oile și am început să-mi strig oița. Strigam și așteptam, doar voi auzi vreun sunet. Și deodată, de pe muchea unui deal, am auzit un behăit. Din nou am strigat și am așteptat și Merinos mi-a răspuns. Se vede că-ți cunoaște glasul. Sunt ani de când ne știm. M-am cățărat cum am putut eu mai bine și am prins-o cu putere în brațe. Inima îi bătea așa de tare și nu se oprea din tremurat. Am pus-o pe umeri și am pornit fericiți către casă. Umbra serii ne învăluia, iar sufletul îmi cânta la fiecare pas. De mult nu am mai trăit clipe așa de fericite. Heber, câte ai cu toate? 100, vecine. Totuși, crede-mă că pe niciuna nu mă îndur să o pierd. E ca și cum un fiu m-ar părăsi. Înțeleg mai mult decât să-ți închipui. Acum, bucurați-vă cu mine, căci mi-am găsit oaia care era pierdută. Ne bucurăm, Heber.
Sunt 8 luni de când n-a plouat nicio picătură. Sunt disperat. Nici eu nu mai am niciun bob de grâu. Nu știu ce să mai fac. Copiii îmi plâng de foame. Ai mei au ajuns osul și pielea. Sărmanii mei copii, sunt hotărât să plec spre nord. Poate voi găsi ceva de mâncare pentru ai mei. Oameni buni, aș putea să mă aștept și pe mine. Aș vrea să muncești o ceva, orice. Omule, tu ești singur om din cetate care nu știe că de 8 luni încheiate cerul este încuiat și n-a mai căzut nicio picătură de ploaie. Știu, dar n-am mâncat 3 zile, mi-e foame. Mi-e milă de tine, dar nu știu cum să te ajut. Asta vorbeam și cu vecinul meu. Nici noi nu mai avem nimic de mâncare, copiii ne plâng de foame. Îmi pare rău. Om bun, fie-ți milă, o coajă de pâine, vă rog. Pâine? Dar la muncă nu te gândești? Ba da, dar nu găsesc niciunde. Dar de fel de unde ești, că nu par de pe aici. Sunt de departe. Și zici că ai vrea să muncești ceva? Orice, domnule. Uite, eu am la țară, nu prea departe, niște porci. Să te duci să-mi păzești. Ce zici? Te învoiești? Desigur, să mergem chiar acum la ei. Îmi ia așa de foame. Să mergem. Miriam, vino să spun ceva. Da, el, vorbește. Aseară am stat de vorbă cu vecinul nostru, Ietur. Te-am văzut. Vântul bătea destul de tare, iar tu tot stăteai de vorbă cu el. Da, dar să vezi ce mi-a spus. Ce ți-a spus? Bătrânii cetății sunt mâniați pe fiul nostru, Natanael. Ba unul din ei, Hosea, a spus că ar trebui nimicit pentru blestemul ăsta asupra cetății noastre. Știți bine ce spune în Tora, le-a spus părintele Hosea. Fiul neascultător și îndărădnic să fie nimicit din Israel. Vai nouă! E mare frământare în cetate. Ietur, care știi bine că ține la noi, a încercat să îi îmblânzească, să le spune că ne-a despărțit în pace și liniște. Da. Și că noi suntem dispuși să-l iertăm. Îi mă tem pentru fiul nostru el. Dacă îl vor omorâ, băiatul nostru. Miriam, nu cred că îl vor găsi. Eu cred că e dus departe, doar dacă se va întoarce acasă. Și atunci ce va fi? O noapte întreagă am tostat și m-am gândit și m-am rugat și știi ce am zis? Ce, dragul meu? Cum Tatăl cel din cerul sus ne-a căutat și ne-a găsit, întâi pe Adam și Eva, știi, și apoi pe toți urmașii lui, și cum cu drag ne-a promis că ne va lua la cerul sus și ne va da veșmânt slăvit. Dar ce veșmânt? Miriam, haina mea cea bună, cea din strălucitor, e curată? Așa cum știi, chiar săptămâna trecută m-am uitat la ea. De mult nu ai mai îmbrăcat-o. E neatinsă. Dar de ce întrebi? E foarte bine așa. Mă gândeam așa... Miriam, ce mult m-am bucurat de bucuria lui Heber. Se pare că a avut dreptate când ți-a spus atunci. Balsam pe suflet el mi-a pus și în bucuria lui eu m-am văzut a Evea. Miriam, tu vezi că cel preanal ne mângâie mereu? Așa-i, o văd la fiecare pas. Dar ce crezi? Dina și-a pierdut moneda din salva ce cazestre a primit. Era așa de tristă. Iar ieri, când am văzut-o, ea mi-a spus: privește, Miriam, e aici drahma. Te bucură cu mine acum și a plecat să spună și altora de bucuria ei. Mă bucur pentru ea așa de mult. Ascultă, vițelul cel din an s-a îngrășat destul? Așa cum știi, un slujitor se îngrijește de tot ce trebuie. De ce mă întrebi? Mă gândeam așa. Ascultă, negustorul Ibrahim vrea să-ți vorbească. Te așteaptă pe la el. N-a vreme. Eu chiar azi mă duc pe drum. Poate chiar azi el va veni. Și nu vreau să aștepte să fie prins sau omorât. Mă duc de grabă. Du-te, dar. Și cel de sus se lapere de rău. Porcii. Hai, zdrențărosule, grăbește-te să mergi cu porcii. Nu vezi că alergă care încotro? Mă duc acum, dar ceva de mâncare n-ai, sunt mor de foame. Nici să mai alerg nu mai pot. N-avem nimic. Alege câteva din teci, dar nu prea multe. Stăpânul vrea ca porcii să-i hrănești, să le ajungă. Hai, mișcă acum de grabă. O, Doamne, ce cumplit.
Când mă gândesc ce trai aveam la tatăl meu, ce mese îmbelșugate îl punea și cum mă mângâia. Ce tot vorbești acolo? Tu vrei să spui că un tată ai avut și că mama te-a ținut în brațe? Întocmai, dar eu n-am prețuit nici mamă și nici tată. O, tată, dorul mă cuprinde. Ce așa măcar tată să-ți mai văd fața și apoi să mor. Dar ce-ai pățit de a pleca de acasă? Am vrut să fiu mai liber decât pasărea ce zboară. Mi se părea că tot ce spune tata e un juc nesuferit. Că sfaturi, vorbe și povețe mă strâng în menghină și mă sufocă. Și am fugit. Să suferi, dar. Eu n-am avut sub soare nici tată, nici mamă. O mângâiere n-am primit nici gând. Nu te înțeleg de ce ai fugit. O, tată, ce minte am avut când ți-am strigat. Dă-mi partea de avere și el mi-a dat-o. Și unde e azi averea ce ți-a dat? S-a spulberat. O, și câți argați ai tatăl meu, au belșug de pâine. Și stau aici și privesc la porci. Dar nu, mă voi întoarce chiar acum acasă. Ce tot vorbești acolo? Cu porcii cum rămâne? Nu vreau să mai aud de ei, să mai miros a cocină. Îngrohăitul lor parcă aud râzând de mine. Tu te-ai îmbolnăvit. Eu am un tată bun care mă iubește. Îl știu. Mă va primi. Mă voi întoarce chiar acum acasă. Mi-e așa de dor de el, să-l mai aștept, oricum în casă nu pot sta. Mi-e așa de dor de el, de fiul meu Natanael. Stăpâne, masa este gata, poți veni. Nu pot, văd chiar acum spre noi venind un om agale. De-abia își târăște pasul, ce ciudat, să fie el, așa îmi șoptește inima. Alerg, alerg mai tare. O, fiul meu, ce bine îmi pare că ai venit. O, tată, greu păcat am săvârșit în fața cerului, a ta și a mamei mele. Eu am păcătuit și nu mai sunt vrednic să mai mă numești tu azi fiul al tău. Mă poți ierta tu oare? De mult eu te-am iertat. O, mamă, adu haina mea cea... O, mamă, adu haina cea bună să ne vedem copilul nostru drag. O, fiul meu, ce dor mi-a fost. Iar tatăl tău mereu te-a așteptat. Mă iartă, mamă dragă. Te-am iertat. Acum inel pe deget eu să-i pun și încălțăminte în picioare. Natanael, de asta ești în dreptul tău de fiu și nimeni nu te mai omoară, căci haina mea este garanția vieții tale. Îți mulțumesc, tată. Fugiți de pregătiți vițelul îngrășat, să fie mașă îmbelșugată, să râdem masă, chiuim, că fiul meu cel mort a înviat. Ascultă, ce muzică se aude? Cine chiuie așa de tare? Stăpâne, fratele tău Natanael s-a întors, iar tatăl tău de bucurie a tăiat vițelul îngrășat pentru că l-a găsit sănătos și bine. Tu chiar vorbești serios? Cum? Derbedeul de frate mi s-a întors din nou acasă, iar taică s-a uitat toate relele pe care le-a făcut? Stăpâne, știi bine că tatăl tău a suferit mult după fratele tău. N-a fost zis de la bunul Dumnezeu în care să nu fie așteptat în drum și numai suspinul ținea. Destul, cu toții v-ați urit în contra mea! Și pumneală. O, Elișa, mântuiul meu născut, Natanael, iubitul fratel tău s-a întors acasă. Iubitul fratel meu? Nu voi să știu. Eu ți-am slujit de ani și ani ca și un prost. Ți-am ascultat porunca fără să cântesc și niciodată, dar niciodată nu mi-ai dat măcar un iert ca să mă veselesc cu amicii mei. O, fiul meu, cum te-ai putut gândi așa? Mă mai întreb și fiul acesta ce ți-a împrăștiat averea pe rușine, tu îl onorezi, îl cinstești ca pe un prinț, cu desfrânatele el ți-a mâncat averea și eu și tu o știm. Dar vezi, fiule, tot ce al meu e și al tău. Când el a plecat, eu am împărțit tot în mod egal, o știi prea bine. Dar e singurul tău, frate, și trebuia să-l primim cu voie bună și senin. Și apoi, el a fost mort și a înviat, a fost pierdut și a fost găsit. Hai, mergi de loc să-l primești cum se cuvine.
Știi, Elișama, peste o lună se împlinesc 4 ani de când m-am întors acasă. Adevărat, era primăvară și ce multe s-au mai întâmplat de atunci. Știi, frate, nu e zi în care să ne fiu recunoscător iubitul nostru tată. Te înțeleg, același gând mă încearcă și pe mine. Știi, Elișama, eu mă socot mai vinovat chiar decât tine, căci frate mare eu ți-am fost, dar nu te-am învățat la bine. O, frate, nu vorbi așa. Ba da, știi, nu ți-am spus până acum, dar când tu ai plecat, o bucurie păcătoasă m-a cuprins. Tu erai dus, iar eu eram stăpân pe toate. Și eu credeam că-s fericit, că jucul am putut să-l smulg și să-l arunc în noapte. Dar când pe tata l-am privit, tot lăcrămând, tot așteptând, tot dragul de avere mi-a fugit și am ajuns nefericit. Când mă gândesc ce rău am fost, cum nici prin cap nu mi-a trecut ce rău să vă doară. Dar n-am să uit pe tata atunci cum a venit și s-a rugat de mine. Hai vino, dragul meu, te rog. A venit și-s fericit, iar tu ai plâns când m-ai văzut. Te-am luat în brațe și am spus, de azi eu nu mai plec de aici, e așa de bine. Ce zici să mergem chiar acum la tata? Să-i ducem flori de pe câmpii. Și sărutări, chiar și cântări. Să-l mulțumim și să-l iubim, căci unul este tata.